Reguli, reguli, reguli. Astăzi numai reguli despre reguli auzim. Pe Facebook, reguli noi. La știri, reguli noi. La grădiniță, reguli. La școală, reguli. Astăzi am fost la Kaufland. La Kaufland erau reguli. La servici, reguli. Pe stradă, reguli. Peste tot, reguli noi. Ne obosesc. Dar ele au importanța lor. În povestirea de astăzi, vom vedea ce importante sunt regulile și faptul că ascultăm de părinți este de importanță mare. Hai să vedem! Ok, copii! Voi fi plecate pentru 5 minute! Puteți avea grijă de voi, nu-i așa? Da, mami! Bine atunci, însă amintiți-vă! Urmăriți regulile care sunt lipite pe frigider! Da, mami! Ne vedem în 5 minute! Pa! Pa, mami! A plecat deja? Bineînțeles! Super! În sfârșit! Mă duc să duc lista. Repede! Avem 5 minute! Uite! Hai să vedem cum putem încălca toate regulile înainte ca ea să vină! Regula numărul 1! Nu mâncați dulciuri între mese! Ha, ha, ha. Abia aștept să încălc pe asta! Hai să mergem în bucătărie și să mâncăm dulciurile pe care le găsim. Bomboane! Oh, yum! The sweet! Oh, ghiacată! O pungare cu ciocolată care a rămas de la Crăciun de acum 2 ani. Dacă urmăm regulile, ne vom asculta părinții!
Poate ai dreptate. Oh, cred că mă duc în pat. Și eu, după ce voi lăsa un bilețel mamei. Știi ceva? Cred că este o idee bună. Bună! M-am întors! Mă întreb, unde-or fi? Ah, un bilețel! Dragă mama, uite aici o nouă regulă pentru tine. Te rog să nu ne mai lași niciodată acasă singuri. Oare ce să însemne asta? La ce s-ar fi gândit? Mari, ai crezut că este distractiv să nu mă asculți de părinți? Da, așa am crezut, dar am suferit din cauza aceasta. Mult, mult ai suferit? Da, mă doare burta. De ce crezi că părinții ne dau reguli? Păi mă gândesc pentru că ne iubesc și pentru că ne vor binele. Da, așa este, așa este. Tot așa cum părinții ne iubesc și ne vor binele, la fel Dumnezeu ne iubește și El ne învață să ascultăm de părinți pentru că este un lucru bun. Este spre binele copiilor, spre binele nostru. Așa cum zice și El în Scriptură, copii, ascultați de părinții voștri. Să vă bucurați și în această zi de păpușele noastre.